am un invitat alături de mine, ci am doi invitați alături de mine. Am un luptător și un viitor luptător, ca să spun așa, Perversul și Bogdan. Că eu mi-am luat-o deja. Urmez tu. Care e viitor luptător? Eu cred că Perversul se încadrează mai bine asta cu mine. Păi Perversul se încadrează în categoria de luptător trecut? E bine dacă zic de luptător, așa nu. Băieți, ce faceți, cum sunteți în seara asta? Și vreau să vă spun, o să vă iau așa pe rând, cei mai bătrâni înainte, dă-mă așa, ca să ne spuneți cum ți s-a părut primul meci al acestei serii. Băi, ce să zic, nu știu în ce galerie făcea parte băiatul, că jandarmul și-a făcut treaba. L-a luat cum trebuie, l-a luat ca pe stadion băiatul jandarm. Am înțeles că a fost și că e jandarm băiatul care a urcat în ring. Într-adevăr, câștigătorul este jandarm, iar celălalt băiat este Hers. Nu e ceva de i-a dat în halul ăsta, că nu-i dădea. Bine, a avut și un antrenor destul de cunoscut, băiatul care a câștigat. Și, într-adevăr, am văzut că a încercat să țină lupta cât mai mult în picioare. Celălalt băiat a încercat să o ducă la sol. Da, m-am văzut, a fost un genunchi care l-a lovit în apendic, l-a lăsat jos, iar dacă l-a urma operație, că nu se mai... Nu știu, a fost mai bun jandarmul, dar cu toate că nu țin cu jandarmii, dar e mai bun, a fost mai bun jandarmul. Da, mi s-a părut mie sau când ai apropiat de mine, ai spus ceva de genul, stai să vezi ce-i fac jandarmului ăstuia. Nu, dragă, ai înțeles greșit. Nu, am zis să vezi ce mare îl fac pe jandarmul ăsta, că pe lucru am dat nu știe nimeni. Am zis că îl fac mare. Cu jandarmii acum, că pleacă de aici, dacă nu se pune jandarmii pe tine, păi ești că nu-i halești să vezi ce... Oameni buni, a zis că are ceva cu jandarmii personal, a zis Perversul. N-am nimic. Bogdan, cum ți s-a părut primul meci al serii și vreau să-ți spun dacă ai avut vreo emoție, fiindcă în mai puțin de o lună urmează să fii în acel ring. Sincer, de fiecare dată când mă uitam în ring, înspre ring, mă vedeam acolo, gen pe mine, adică nu prea am fost atent neapărat. Am văzut că s-au încercat niște procedee și de sol și sus la brațe, pe care le recunoșteam cumva de la antrenamentele mele și am avut surpriza să mă gândesc, bă, stai că ăla nu așa se face, ăla se face altfel. Și adică mi-am dat seama că am dobândit câteva cunoștințe și abia aștept să le pun în practică. Am văzut că și-a luat una între picioare, de ce mă întrebi, și nu știu cât de dureros e. Eu când mă lovesc din greșeală, mi se pare că e dureros, dar păi să-mi dea cineva intenționat. Doar că mi-a spus Perversul, domne, că s-ar putea să mai dea și ca să se odihnească, gen la modul că nu mai are suflu. Dar... Eu am avut foarte multe meciuri, dar... Eu cunosc astea, înțelegeți? I-am zis, și cochilia cred că a fost falsă, n-a fost ce trebuie. Foarte subțire, că l-a lovit foarte tare. Uite, tu având foarte multe meciuri, eu aș vrea să știu dacă tu ți-ai mai dorit vreun meci și dacă da, cu cine? Nu! Un nu, 100%? Decât cu Tatiana Final Boss, pe aia cred că o bat. Deci vrem un meci între Perversul și Tatiana Final Boss. Dacă m-aș bate cu un gras ăsta ca mine de vreo 130 de kg. Băi, am zis gras, nu tank. E diferență. Într-un gras ăsta ca mine, ce zic, pe grătare, pe ciorbă, cum trebuie, așa, să-l iau eu prima oară să-l măsor. Și după aia mă, să ne bate în gang. Dar iau eu mărlandă ăștia care muncește dimineața până seara, de mi-a dat ăla, de mi-a căzut Nicovala din ureche. Nu se mai întâmplă asta. Dar uite, s-ar putea, dacă nu mai vrei să intri în ring atunci la bătaie, s-ar putea să facem un concurs de mâncat hamburgeri. Am auzit așa câteva... Păi mănâncă mai mult ca mine dânsul, că am mai fost la un concurs eu cu el. Da. Da, și mănânc mai mult ca el. Deci Perversul e doar o aparență. El normal, sub camionul ăla de burtă, roaba aia ce are acolo, e pătrățele. Dedesubt. Nu știu nici eu nu acum. Nu știi, tu nu știi, Simona, dar el acolo ascunde un corp. Toate fetele le aștept pe 14 februarie, că am concert în Centrul Vechi. Pe 14 februarie, deci toate fetele pe data de 14 februarie în Centrul Vechi. Îndrăgostite. Păi și noi astea îndrăgostite ce faci? Rămâneți cu ai voștri, mai ales când dau ca al tău. N-am nevoie. Bogdan, vreau să știu cum te simți în momentul acesta, cât de pregătit, cum merge pregătirea. Aș intra și acum, în cușcă. Deci ești pregătit 100%? 100% pentru un adversar profesionist nu sunt, îți dai seama. Pentru el aș intra și acum.